La Hertogenbosch, pe iarbă, pe tabloul masculin, avem o întâlnire interesantă care pare și destul de atractivă pentru pariori. Demi Naur joacă cu Thompson, cei doi australieni se înfruntă. Până acum, întâlnirile directe au adus câștig de cauză lui Demi Naur și un jucător cu un serviciu mai bun pe iarbă va conta lucrul ăsta, mai bun decât al lui Thompson, probabil victoria primului, o cotă de 1.60. Da, și e un jucător care la tineret, la juniori, să spunem, a avut rezultate foarte bune pe iarbă, contra unor adversari solizi. Poate profita și de faptul că îl cunoaște bine pe Thompson, fiind partener de antrenament, cum spuneai și tu, un serviciu ceva mai bun. Cota 1.60, o variantă de încercat, dar atenție, sunt multe surprize în tenis în această perioadă, tocmai pentru că exact ce spuneai tu luni, Dane, jucătorii pășesc pe iarba, încep să o simtă și își intră în ritm ceva mai greu și sunt jucători importanți, unii dintre ei care nu sunt atât de interesați să evolueze bine pe iarbă și împart sezonul în două bucăți, până la sezonul pe iarbă și după sezonul pe iarbă. Participă și la turneile astea, că e fain prin Anglia, pe acolo. Da, și bănuți consistența, banii, adică... Bani se dau, exact, și sunt jucători total dezinteresați de aceste competiții. Fuxovici cu Raonic 2, Soris cota 1.44, chiar dacă a fost accidentat o bună perioadă de timp, Raonic nu avea cum să-și piardă calitățile la serviciu, nu acestea se pierd. Jucător slab la retur, Fuxovici, iar Raonic trebuie să profite fără îndoială. Struff cu Pui, peste 9.5 game-uri în primul set, cota 1.44. Apropo, suntem la Stuttgart, am trecut din Olanda în Germania, tot pe iarbă se joacă. La Struff cu Pui ambii se vesc foarte bine, nu cedează punctele de pe propria servă cu ușurință. Teoretic ar trebui să vedem un meci mai lung, poate și puțină tatonare între cei doi. Sunt genul de jucători interesați de astfel de turnee. Astea sunt meciurile pe care ar trebui să investim. Jucători mai de, știu eu, 30-50 mondial, conștient că turneele majore nu au loc de cei mari, nu au șanse în fața celor mari și caută să profite de aceste turnee teoretic mai micuțe, dar, cum spuneai și tu, bine plătite. La Nottingham, pe iarbă sau pe hard, pentru că au apărut astăzi o serie de speculații, trebuie verificate informațiile. La Nottingham plouă serios, plouă rău de tot. S-a pus chiar problema amânării complete a turneului, ar fi fost un dezastru pentru o serie de jucători care caută să abordează acum sezonul pe iarbă, jucători care au renunțat la alte turnee și la banii din alte turnee pentru a veni aici și exista la un moment dat ideea cum că bucata de turneu care a mai rămas de jucat aproape toată, pentru că nu au apucat să joace aproape deloc, să fie mutată în altă locație, dar pe hard, evident, că pe iarbă nu se putea juca, probabil, într-o sară foarte modernă. Trebuie verificată informația dacă într-adevăr se va juca pe hard sau dacă vremea va ține cu cei de acolo și va fi pe iarbă. Donskoi Karlovic 2 și Maden Bemel Mans, un belgian, 1, cota 1.70. Mergem mai departe, haide acum să trecem la lucruri serioase, adică niște cote foarte, foarte consistente.